Apocalipsa lui Ioan Capitolul 6 Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet, Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, Vino și vezi! Și s-a arătat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, Vino și vezi!" M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vă un de lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjungiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului! Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare?"